A murit Costel Cordunanu, doamnelor și domnilor, unul dintre interlopii cunoscuți ai României. Potrivit ultimelor informații, se afla internat de mai multe săptămâni într-un spital din Târgu Mureș, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pe cord. Cu mai multe informații este alături de mine colega mea, Georgiana Murgile, senior editor Antena 3 CNN. Te ascultăm, Georgiana, bun găsit! Bun găsit! Iată, vorbim despre informații care apar în legătură cu decesul lui Costel Corduneanu, liderul clanului cordunenilor din Iași, unul dintre cei mai temuți interlop. Iată, a murit în timpul unei operații pe cord, potrivit presei locale. Ei bine, acesta era internat la Târgu Mureș de câteva săptămâni, spun apropiații săi pe rețelele de socializare, după ce a fost salvată viața în ultima clipă și în martie, tot în urma unei hemoragii interne. Acesta a ajuns în stare gravă la spital, apoi din nou a avut probleme de sănătate, iar acum această ultimă afecțiune i-a fost fatală liderului interlop, în așa fel încât deja apropiații au început să scrie mesaje pe rețelele de socializare de condoleanțe față de familia lui Costel Corduneanu. Vorbim așadar despre un interlop extrem de cunoscut, care a fost arestat de mai multe ori, dar de asemenea s-a făcut remarcat și prin luptele la care participa acesta, reprezentând chiar și la Jocurile Olimpice de două ori România. Este un controversat afacerist din Iași, dar de asemenea a intrat în atenția opiniei publice prin infracțiunile clanului condus de el. Așadar, vorbim despre informații care vin în continuare în acest caz. Vom vedea exact ce vor spune și medicii cu privire la intervenția chirurgicală în urma căreia Costel Corduneanu și-a pierdut viața.